Câinii sunt fără îndoială cele mai loiale și mai blânde creaturi de pe pământ, iar legătura care unește un om și companionul său cu patru picioare este greu de descris prin cuvinte, iar această poveste minunată vorbește despre dragostea, respectul și legătura profundă pe care o pot împărtăși un om și un câine. Kelly O'Connell și iubitul ei cățeluș Charlie Bear s-au cunoscut în urmă cu 15 ani. De atunci, tânăra de 19 ani făcea muncă de voluntariat la un adăpost local pentru animale din statul New York. Charlie avea doar 12 săptămâni când a ajuns la adăpost, după ce niște oameni l-au găsit într-un cărucior de cumpărături înghețat. Chiar dacă Kelly nu căuta să adopte un câine la acel moment, când l-a văzut pe micuț, a știut că așa trebuie să fie. A venit și am zis: "Da, îl iau pe acest cățeluș." După câțiva ani, Kelly, care între timp a absolvit școala de medicină veterinară, s-a mutat în Colorado, unde l-a întâlnit pe James Garvin, de asemenea medic veterinar. A fost dragoste la prima vedere și la scurt timp, după ce s-au cunoscut, au decis să se mute împreună. Nu a durat prea mult până când Kelly și James au decis să se căsătorească. Bineînțeles, au vrut ca și Charlie să fie acolo. Dar, din păcate, câinele în vârstă de 15 ani fusese diagnosticat cu o boală a creierului. Starea lui se înrăutățea și era foarte slăbit. Stăpânii săi se temeau că nu va putea fi prezent în ziua anunților. De fapt, făcusem o programare pentru ca cineva să vină la noi acasă și urma să-l eutanasim cu o săptămână înainte de nuntă, pentru că avusese 5 crize și ne gândeam: asta este prea mult, nu mai vreau să fac asta pentru el, a spus Kelly. În mod miraculos, cu o săptămână înainte de nuntă, Charlie a început să se simtă mai bine. În cele din urmă a fost aproape ca și cum ar fi spus: nu, vreau să văd asta, a spus femeia. S-a simțit mai bine, părea un câine cu totul nou. Charlie a participat într-adevăr la nunta oamenilor săi favoriți, iar momentele pe care le-au împărtășit au fost atât de emoționante. Din fericire, scenele adorabile au fost surprinse pe cameră de fotograful nunții. Nu există suficient rimel în lumea asta pentru aceste momente, a spus Jen. Așa arată dragostea, dragostea pentru familie, dragostea pentru animale. A fost cea mai emoționantă manifestare de acest gen pe care am văzut-o. La o săptămână după, Charlie a fost eutanasiat și a murit liniștit înconjurat de familia sa iubitoare. Va rămâne mereu memoria lui Kelly și a lui Johnson. Au fost 15 ani fenomenali, asta e sigur, a spus Kelly. Relatează știrtumania.ro.